Un target pe un râu pe care ai 1000 de necunoscute. Ce poți să faci tu target aici? Păi, dar cum n-am făcut target dacă pe Jiu n-am picat? Explică-ți tu cum, cum de n-am picat pe Jiu. De ce n-am picat pe Jiu? Să nu fii în barcă mică. Nu e adevărat, am fost în barcă mare și aia la alții au picat. Din cealaltă barcă. Ce barcă ai fost? Da, dar cum ai fost în barcă mică. Nu. Ai fost în barcă mică. Și? Pe Jiu, în ce barcă ai fost? E altă barcă mică, e barcă mică. Și ce are? N-ai stabilitate. Nu există așa ceva. Flo, am stabilitate pe barca mică sau nu? Te rog frumos să-mi explici tu mie cum am mers asta. Are stabilitate. Am observat, și pot să stau și am observat, mică și am observat în comparație cu Alina. Deci Alina m-a bătut la table, dar nu la rafting. Deci vă rog frumos, eu la prima tură prinsesem o pelică de aia și uite așa făceam din fund. Ce? Și mă gândeam, bă, dar oare cum să mă pun pe chestia? Dar dacă îmi ziceai să mă pun cu genunchii jos, nu făceai băită, dar mie mi-a plăcut. De ce în fund? Da, păi nu mi-a zis. Și nu aveam o peliculă de apă și tot îmi mișcam fundul, că nu găseam poziția. Păi, dar n-avea nimic pelicula, că tu trebuia să stai cu fundul pe aia de lemn. Nu, mă, trebuia să stau în genunchi jos. Era mai ok. Ca să fie echilibru mai bun. Nu ți-am zis să stai. Am studiat terenul, ați văzut că n-am mai căzut. Dar, sincer să fiu, mi-a plăcut mai mult când am căzut. Deci a fost mai... Oricum, eu trebuie să recunosc că o asemenea experiență nu am mai avut, pentru că au fost foarte mulți raftiști, dacă putem să le spunem așa. Rafter. Atâția rafter pe metru pătrat n-am mai văzut. Erau fain dacă ne-am fi înțeles cu toții. Erau fain dacă erau și români. Ahoi destul să zici și te înțelegi cu ea. Auzi, te-a bătut Miha la raft. Da, Miha. Miha a picat la cascadă, eu n-am picat. Păi da, stai un pic. Eu am mers cu spatele. A picat mai bine decât tine. Am picat cu grație. M-am ținut și de barcă și de vârstă și m-am ridicat și în picioare. Dar așa au condus, a mers foarte bine. Miha, tare-i fost. Dar nu poți să spui asta dacă a picat la cascadă și eu am mers cu spatele la cascadă și m-am ridicat. Hai să dezvălui. Eu am aruncat barca. Păi bine, și la mine, Flo, vrut intenționat să picăm, nu? Dacă ai fi făcut-o intenționat. O zi să avem o experiență în apă, nu un pic. Nu? Să ne udăm la... La Miha o picat așa fain. Se prins așa ca o adevărată rafteriță. Deci, Miha, super!